Atunci când cumpărăm haine, alegem brandurile în funcție de stil, preț, confort și calitate. Dar când ne uităm la povestea din spatele etichetei, aflăm că, adesea, oamenii care confecționează hainele muncesc în condiții precare, iar drepturile și libertățile acestora sunt încălcate în fiecare zi. Mulți dintre noi ne-am dorit să cumpărăm îmbrăcăminte confecționată în condiții de muncă optime și sigure. Dar nu există garanții certe în industria de textile, confecții și încălțăminte la nivel mondial. Unul din motive este faptul că brandurile de îmbrăcăminte, de obicei, nu dețin propriile lor fabrici. În schimb, hainele sunt produse în mai multe companii diferite, din lanțuri internaționale de aprovizionare complexe. Gândiți-vă, de exemplu, la un tricou. Intermediarii dintre persoana care cumpără tricoul și oamenii care îl fac sunt un magazin, un brand de îmbrăcăminte, persoanele care asigură transportul, agenții intermediari și, desigur, fabrica unde este produs tricoul. Pentru asamblarea unui tricou este nevoie de mai mulți lucrători ce pot lucra în numeroase fabrici. În cazul confecționării unor produse mai complexe, poate fi însă nevoie de mai mulți lucrători. Asta înseamnă că există multe etape ale procesului de producție în care pot apărea probleme, iar aceasta este doar o parte a lanțului complet de aprovizionare. Bumbacul, de exemplu, este cultivat pe plantații, tors în fire, vopsit, țesut și transformat în pânză sau împletit și apoi trimis în fabricile de confecții. Acesta este lanțul de aprovizionare pentru un singur tricou, un singur element dintr-o colecție de sezon a brandului, dar fiecare brand creează zeci sau sute de modele în fiecare sezon, de obicei comandate de la mai multe fabrici diferite. În același timp, fiecare fabrică poate face îmbrăcăminte pentru zeci de mărci diferite. Rezultatul final este o rețea de lanțuri de aprovizionare diverse și interconectate. Într-un sistem atât de complicat, care sunt primii pași necesari pentru a te asigura că oamenii care confecționează haine sunt tratați corect? Ei bine, fundația Fairwear se concentrează pe partea de producție a hainelor din cadrul lanțului de aprovizionare. În fabricile de confecții există multe exemple de încălcare a drepturilor de muncă și, deoarece producerea confecțiilor presupune o forță de muncă ridicată, este nevoie de un număr mare de muncitori. La baza activităților fundației Fairwear sunt 8 standarde de muncă ce reunesc principiile Organizației Națiunilor Unite și acoperă drepturile fundamentale ale omului care se aplică în cazul muncitorilor. Munca este liber consimțită, în sensul că nu este forțată sau practicată prin constrângere. Absența discriminării. Copiii nu sunt utilizați ca forță de muncă. Respectarea libertății lucrătorilor de asociere și a dreptului la negocieri. Plata unor salarii care permit un trai decent. Program de lucru rezonabil, desfășurarea activității într-un mediu sigur și sănătos, stabilirea unui raport juridic de muncă sub forma unui contract de muncă încheiat legal și echitabil. Deci, cum funcționează aceste standarde în practică? Uneori, este foarte evident. De exemplu, atunci când ieșirile de incendiu sunt blocate pentru a împiedica lucrătorii să ia pauze sau să sustragă articole vestimentare. Ieșirile blocate sunt o încălcare clară a standardului privind sănătatea și siguranța, iar soluția este relativ ușoară. Dar în cele mai multe cazuri, astfel de încălcări ale drepturilor sunt legate între ele și există cauze profunde care nu pot fi controlate la nivelul fabricii. De exemplu, o problemă foarte des întâlnită o reprezintă orele suplimentare excesive. În multe fabrici de îmbrăcăminte, oamenii muncesc până la 16 ore pe zi, 6 sau chiar 7 zile pe săptămână. Asta înseamnă mai mult de 100 de ore pe săptămână, uneori chiar și luni întregi la rând. Să ne gândim ce înseamnă asta. Dacă lucrezi timp de 16 ore, să zicem de la 7 dimineața până la 11 noaptea, nu rămâne timp pentru viața de familie sau pentru relaxare. Nu rămâne nici măcar timp suficient pentru dormit. De asemenea, orele lungi afectează calitatea muncii și siguranța lucrătorilor. La locul de muncă, cele mai multe accidente apar în timpul orelor suplimentare, atunci când muncitorii sunt obosiți. Totuși, de ce lucrează oamenii atât de mult? Uneori muncitorii pur și simplu nu au voie să meargă acasă. Aproape întotdeauna, salariile sunt atât de mici încât, fără ore suplimentare, lucrătorii nu și-ar putea permite o locuință, suficientă hrană și alte nevoi de bază. Deci, în ciuda faptului că efectuarea de ore suplimentare în exces este periculoasă și reduce calitatea produselor, există o presiune foarte mare asupra fabricilor pentru a livra rapid îmbrăcămintea, în caz contrar, afacerea se va închide și muncitorii își vor pierde locurile de muncă. Brandurile cer termene de livrare scurte, schimbă comenzile în ultimul moment și plătesc prețuri nerezonabil de mici, punând presiune foarte mare pe salarii și pe orele de lucru.
Schimbările survenite în modă și perioadele de vârf pun fabricile în situația de a nu fi niciodată sigure când va veni următoarea comandă. De aceea, fabricile rezervă mai multe comenzi decât capacitatea lor normală de producție, aceasta fiind o altă cauză pentru ore suplimentare. Comenzile impredictibile înseamnă, de asemenea, că lucrătorilor le este interzis dreptul la contracte de muncă sau la muncă stabilă. Deci, orele suplimentare excesive sunt legate de salarii, de contracte și de securitatea și sănătatea muncii, precum și de modul în care brandurile fac afaceri. Standardele de muncă sunt interconectate, de asemenea, în multe alte moduri. Plata unui salariu de trai este un aspect cheie, deoarece el are efecte secundare, de exemplu, asupra angajării copiilor. Dacă părinții nu câștigă suficient pentru a trăi, putem să ghicim unde se vor duce copiii. Cel mai adesea, probabil nu la școală. De asemenea, asigurându-ne că lucrătorii pot adera liber sau forma un sindicat și pot efectua negocieri la nivel colectiv, înseamnă că aceștia pot avea un rol esențial în îmbunătățirea condițiilor de muncă din fabrică. Ar fi minunat dacă am putea cere pur și simplu fabricilor să ofere condiții mai bune pentru angajați, dar realitatea este că fabricile nu pot rezolva totul pe cont propriu. Deci, cine este responsabil de echilibrarea situației? Ei bine, fabricile trebuie să joace un rol crucial, deoarece ele angajează muncitorii. Însă și brandurile joacă un rol important. Pe lângă cerințele privind calitatea și prețul, pot cere și asigurarea unor condiții de muncă decente. În plus, brandurile pot avea un impact pozitiv major asupra condițiilor de muncă, prin plata unor prețuri echitabile, solicitând timp de livrare rezonabili și oferind fabricilor siguranță în ceea ce privește comenzile viitoare. Deci fundația Fairware acționează pe mai multe niveluri, verificând condițiile în fabrici și din țările de producție și analizând modul în care brandurile din Europa fac afaceri cu fabricile. De asemenea, fundația Fairware cooperează cu sindicate, grupuri de muncă și de femei, asociații de întreprinderi, guverne și organizații de consumatori, atât din țările producătoare, cât și în Europa, pentru a găsi soluții pe termen lung. Lucrătorii se pot plânge direct fundației Fairware. Fundația Fairware publică rapoarte cu privire la performanța brandurilor, progresele înregistrate în fabrici, precum și plângerile lucrătorilor. Iar aici este necesară intervenția dumneavoastră. Raportarea publică permite consumatorilor să vadă ce este dincolo de etichetă și să poată lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la ce haine să cumpere. Dacă doriți să aflați mai multe, vizitați fairware.org, unde puteți verifica brandurile membre și puteți crea o listă de cumpărături de la membrii Fundației Fairware care vând produse în țara dumneavoastră.